Hei! Bună tuturor! Sunt Claudia Niță și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi mă vedeți așa foarte naturală, adică am doar fond de ten pe față și un gloss pe buze și un pic de iluminator mi-am pus ca să, nu știu, să par mai glowy. După cum ați văzut și în titlu, astăzi am să vă vorbesc despre rutina mea zilnică de îngrijire. Multe dintre clientele mele știu că le stresez efectiv atunci când se programează la machiaj să își facă un scrub și să-și hidrateze foarte bine tenul. Sunt super stresantă când vine vorba de îngrijirea tenului și exact astăzi, când eu vreau să filmez despre îngrijirea tenului, mi-a ieșit asta. Coș! Mie care mi-a iasă un coș odată la așa mare, odată la jumătate de an, adică cred că a fost împotriva mea astăzi. Dar asta este, ce să fac, acum merg mai departe cu el. Deci am un coș și vreau să vă vorbesc despre rutina mea zilnică. Ceea ce vreau să spun și lucru care mi se pare cel mai important și pe care pun preț întotdeauna în machiaj, nu sunt niciodată ochii. Consider că la ochi poți să-ți faci orice și arată bine dacă tenul este mega îngrijit, iar fondul de ten, conturul feței, iluminatorul și ce mai pui pe față arată superb. Eu am încercat destul de multe produse de îngrijire a tenului până să ajung la produsele care le am acum. Dacă mă urmăriți pe Instagram, am să las linkul pe aici pe undeva pe jos sau în cutia cu descrieri, o să vedeți că postez destul de des produse de îngrijire pe care eu le descoper sau pe Insta Story sunt foarte activă și chiar ieri am postat niște palete de la Morphe pe care mi le-am cumpărat. Am să fac, bineînțeles, și un review și un tutorial cu ele, dar dacă sunteți curioși, mergeți pe Instagram și dați-mi follow. Am ajuns la aceste produse, după cum v-am spus, care mie îmi fac foarte bine. Țin să vă anunț de prima dată că am tenul uscat și deshidratat, iar asta înseamnă că tot ceea ce trebuie eu să fac este să îl hidratez atât din interior cât și din exterior. Nu este suficient să îmi pun o tonă de creme pe față sau să-mi fac 1000 de tratamente dacă eu nu beau apă și nu mă hidratez, nu mănânc fructe și așa mai departe. Cam toate se leagă. Nu e suficient doar să ne cumpărăm 2 creme, un exfoliant și gata, tenul nostru o să strălucească și o să fie super frumos. Contează foarte mult și alimentația, contează foarte mult să beți multă apă și cam atât. Ok, haideți să vă arăt acum care sunt produsele mele preferate de îngrijirea tenului și cum le folosesc eu. În primul rând, încurăț fața foarte bine cu un gel. Primul gel de curățare pe care îl folosesc și care este în top 3, să spun așa, este acesta de la Kiehl's. Îmi pare rău, multe v-ați plâns din cauza luminii. Într-adevăr, nu prea pot să apropii produsul de cameră pentru că am foarte multe lumini în jurul meu, lumini în general albe, și dacă îl apropii, acesta fiind alb, nu o să se vadă aproape deloc produsul, așa că am să vă las în cutia cu descrieri toate produsele care eu vi le arăt astăzi, ca să nu mai existe probleme de genul acesta. Îmi pare foarte rău, dar chiar nu am ce să fac. Eu vi le arăt așa, sper să se vadă măcar așa. Kiehl's Ultra Facial Cleanser, așa se numește. Pe acesta vi l-am arătat în primul meu video pe care eu l-am făcut, de atunci l-am. Mă ține foarte mult produsul acesta. Din păcate nu se găsește în Timișoara, nu se găsește nici măcar online. Am înțeles că s-a deschis un magazin Kiehl's în Cluj, așa că dacă sunteți din Cluj sau București, îl găsiți sigur. Este un produs foarte bun de îngrijire. Are 150 de mililitri și este valabil 12 luni. Ca și utilizare, eu îl folosesc la duș. Eu nu suport să mă spăl la chiuvetă pe față, mă ud din cap până în picioare, adică mă ud pe piept, pe picioare, peste tot, așa că la duș prefer să fac pasul acesta. Îmi umezesc foarte bine fața, pun în palmă cât un bob de mazăre, îl masez bine și îl aplic pe față în mișcări circulare. Și curăț așa cam un minut, să zic, apoi efectiv cletesc cu apă. Asta îl folosesc în fiecare zi. Acum vreau să vă spun despre rutina mea zilnică și apoi am să vă arăt și ce folosesc o dată sau de 2 ori pe săptămână. După ce am terminat cu curățarea feței, îmi aplic o cremă care este o cremă pentru ochi, este tot de la Kiehl's, Creamy Eye Treatment, este o cremă cu avocado. Din păcate N-am foarte puțin înăuntru. Cred că mai apuc să mă dau cu ea o singură dată. Această cremă eu o folosesc în jurul ochilor, o pun pe deget, masez foarte, foarte bine, apoi o aplic de jur împrejurul ochilor cu mișcări circulare dinspre exterior în interior. De ce se face acest lucru? De ce nu trebuie să dăm așa, dinspre interior înspre exterior? Pentru că pielea noastră și, de fapt, liniile feței noastre merg în jos, adică îmbătrânim, merg pur și simplu așa în jos. Iar dacă voi, atunci când aplicați crema de ochi, mergeți așa și trageți de piele în jos și înapoi și așa, trageți ochii în jos și obișnuiți tenul și pielea să meargă în jos. Voi trebuie întotdeauna să dați invers, să ridicați, trebuie ridicate ploapele, să spun așa, și masate foarte bine invers, așa, în sus. Este foarte important acest lucru, niciodată să nu mai masați în jos, și pe față și la ochi. În mod special la ochi să nu masați așa, bineînțeles și pe față e foarte important, dar să nu vă faceți mai multe riduri decât aveți, pentru că dacă faceți acest pas în fiecare zi și aplicați crema pentru ochi în fiecare zi, devine obișnuință a voastră să faceți lucrul acesta așa în jos și atunci nu este prea bine. Ok, după ce am terminat de aplicat această cremă de ochi, aplic o cremă pentru hidratare de la Clinique. Este Moisture Surge Gel Crem. Această cremă am cumpărat-o acum 2 săptămâni, 3 săptămâni, da, cam așa, pe acolo. Am cumpărat-o din Sephora, am luat varianta mică de 30 de ml. Era și una mai mare, dar am zis totuși să o încerc, să o testez și apoi să văd dacă îmi place sau nu-mi place, dacă o mai cumpăr sau nu. Am testat-o, v-am spus, cam 3 săptămâni. Este o cremă foarte bună de hidratare. Pentru mine este o salvare, efectiv. De ce spun asta? Pentru că atunci când o aplic pe față, după 5 minute, când pun mâna pe față, simt pielea hidratată, foarte, foarte, foarte faină. Ce nu-mi place la crema asta, nu conține ulei. Pentru că nu conține ulei, nu rămâne strălucitoare pe față. Tenul absorbe crema și atât. Este strict de hidratare. Stați să o desfac să vedeți. Are un miros foarte subtil. Așa arată gelul. Și așa arată crema. Înăuntru așa. Sper că se vede la cameră. Eu mă uit așa în partea aia pentru ca să-mi văd focusul. Oricum, am să vă las, după cum v-am spus, în cutia cu descrieri toate denumirile cremelor și produselor pe care vi le arăt astăzi și de acum încolo o să găsiți întotdeauna în cutia cu descrieri toate produsele pe care eu le folosesc. Știu că nu le-am postat până acum și îmi pare foarte, foarte rău. Nici măcar nu mi-am dat seama, pentru că eu m-am gândit că dacă vi le spun și vi le arăt, e ok, dar se pare că mai bine le scriu în cutia cu descrieri. De fapt, și mie mi-e mai ușor așa când mă uit la un video pe YouTube, efectiv dau în cutia cu descrieri și văd produsele pe care le-a folosit persoana la care mă uit și da, mi-e mult mai ușor așa. Bine, deci, cum spuneam, această cremă nu conține ulei și atunci eu ce fac? O dată sau de 2 ori pe săptămână îmi aplic acest ulei pe care eu vi l-am mai arătat. Este uleiul de la Kiehl's, este ulei de zi. Are un miros de portocală, mai am puțin în el și ca să nu mi-aplic crema aceasta singură, l-aplic cu uleiul acesta pentru că îmi dă senzația aceea de mega hidratare. Dar nu fac lucrul acesta în fiecare zi. Îl fac doar o dată la 2-3 zile, îl combin cu acest ulei. Zilnic folosesc doar această cremă. Știți că v-am spus eu mai de mult că o cremă nu trebuie folosită în exces pentru că pielea voastră se obișnuiește cu acea cremă pe care o folosiți și nu o să mai aveți niciun rezultat la un moment dat. Eu ce vă sfătuiesc să faceți este să oscilați între două creme care știți că vă fac bine. Eu am acea cremă de la Clinique și această cremă, tot de la Kiehl's, este Ultra Facial Moisture, are 250 de ml, mega mare, este pentru toate tipurile de ten. La fel, este foarte hidratantă. Dacă aveți tenul gras deshidratat, trebuie neapărat să folosiți și o cremă de hidratare și dacă nu vă place efectul acela de uleios pe față la tenul gras, folosiți crema de la Clinique pentru că este mai mult un gel și aceasta intră imediat în piele, nici măcar nu o să mai simțiți pe față. Bun, după cum ziceam, să revenim la oile noastre, că iarăși mă întind de numai. Aceasta este o cremă foarte bună. Nu are un miros înțepător, ceea ce pentru mine este foarte important, că nu prea îmi place ca virgulă cremele mele să conțină foarte mult parfum. Știți că v-am spus că aceasta este rutina mea zilnică și vă arăt două produse pe care eu le folosesc o dată sau de două ori pe săptămână. Primul este acest exfoliant, este exfoliantul de la Estée Lauder Perfect Clean. L-am de o lună? O lună. Nu prea îmi dau eu seama cam de cât timp l-am cumpărat, dar aproximativ o lună. Este un exfoliant foarte, foarte bun și să știți că chiar dacă este de la Estée Lauder, nu este atât de scump precum ați crede voi. Prețul lui este de 136 de lei. Eu l-am cumpărat din Sephora, dar îl găsiți și în Douglas, sigur, dacă nu aveți Sephora. Sau dacă nu îl găsiți în Douglas sau în Sephora, îl găsiți online 100%. Pe Auro, da, pe Auro l-am văzut. Dar cu siguranță îl găsiți și pe alte site-uri dacă îl căutați. Este demachiant gel pentru față, așa scrie în română, se aplică pe tenul uscat și se clătește cu apă din abundență. Testat dermatologic și oftalmologic, doar pentru uz extern, evitați zona ochilor. De obicei îl folosesc la sfârșitul săptămânii, vinerea, ca să am tenul pe weekend hidratat și exfoliat. De fapt îl folosesc cam marțea și vinerea, pentru că am destul de multă piele moartă pe față, nu mă machiez toată ziua, dar cu toate astea tot am așa piele moartă pe față, așa că acest exfoliant chiar își face treaba pentru mine și știu că l-am mai recomandat pentru că l-am postat pe Instagram și câteva fete și-au cumpărat acest exfoliant. Rog fetele care și l-au cumpărat să îmi lase un comentariu și să-mi spună părerea lor despre acest exfoliant sau dacă l-aveți voi, spuneți-mi și voi părerea voastră despre el. Pe lângă acel exfoliant mai am și acest demachiant cremă, tot pentru față, dar acesta are multiple acțiuni. Asta înseamnă că ține locul și unei măști de hidratare. Eu l-am luat din greșeală ăsta, de fapt, așa a fost. Am avut acum un mic accident cu luminile. Bun, acest demachiant cremă, de fapt, eu îl folosesc o dată sau de două ori pe săptămână, la fel cum folosesc și exfoliantul acela tot de la Estée. Se poate folosi de două ori pe săptămână și ori de câte ori este nevoie se poate folosi ca și o mască. Dar nu cred că ai nevoie de mai mult de două ori pe săptămână de o mască hidratantă. Vă recomand aceste două produse și ăsta tot 136 de lei este. Astea sunt produsele mele de îngrijire, cam așa le folosesc eu. Acum fiecare ten să știți că este diferit. Poate mie îmi face bine un produs, poate vouă nu vă face bine acel produs. Gata, acestea au fost produsele mele preferate de îngrijire a tenului, cred că pot să le zic și așa, sau rutina mea zilnică de îngrijire, zilnică și slash săptămânală. Dacă v-a plăcut, dacă videoul acesta a fost util pentru voi, nu uitați să-mi dați un like. Pe mine mă ajută foarte mult like-urile voastre și le apreciez. Dacă ați folosit aceste produse, una dintre voi, și vi s-au părut ok sau nu, lăsați-mi un comentariu mai jos. Eu vă mulțumesc mult de tot pentru că v-ați uitat la acest clip și astăzi și ne vedem data viitoare cu un nou clip. Vă pup! Ceau! Am vrut să-l folosesc și zic, what, asta nu-i bun!